Salutare tuturor, eu sunt Andrei și fraților, bine vom regăsi la un episod din seria noastră minunată de Bed Wars aici pe Pixel. Frate, good old Bed Wars, cum s-a spune, sper ca de această dată să nu dau de niciun codaj și să fie totul așa foarte, foarte bine. Astăzi nu o să facem niciun challenge, chiar dacă v-am obișnuit cu foarte multe challenge-uri, știu, chiar așa v-am obișnuit, dar acum nu o să facem niciun challenge, ci vreau să reușesc să câștig, așa, să fie o victorie curată, așa cum trebuie, frate, nu-i așa? Să vedem dacă reușim bine. Bă, știi ce e interesant? Adică, nu știu, am citit niște comentarii de la niște persoane care ziceau ceva de genul: bă, frate Andrei, dar de ce postezi Bed Wars că faci același lucru? Gen, te juci, pe și ce, la CSGO nu faci același lucru? Te împuși cu alții. La PUBG nu faci același lucru? Te împuși cu alții. La Minecraft nu faci același lucru? Bine, că pe Survival construiești chestii diverse și aici, pur și simplu, te bazi. Da, frate, dar gen, sunt alți jucători, e alt stil de joc, sunt... Nu pot spune că e la fel, știi? Nu pot spune că e la fel. Hai să mergem repede pe tipul ăla, uite, se duce către mid. Adică nu se mai duce, am înțeles, s-a dus. Băi, vreau oricum, înainte de a începe, și aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like. Vreau să strângeți noi acolo foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să postăm multe clipuri, să văd și acolo susținere din partea voastră, să vedem câte persoane vor apăsa acel buton de like pentru un nou clip de Minecraft. Minecraft Bed Wars. Și hai să-l batem pe tipul ăsta albastru. Le nenorocii. M-au întrebat de asemenea foarte mult dacă o să băgăm pe serverul nostru pe mk.zandrei.ro, dacă o să băgăm Bed Wars. Bă, frate, momentan nu. Momentan vreau să lăsăm secțiunile noastre și după aceea, dacă o să fie cazul, o să băgăm și Bed Wars. Acum eu zic că, oricum, dacă vrei să joci Bed Wars și ai cont premium, intri pe iPixel, nu intri pe serverul meu ca să te joci. Lol, a dat cu spatele mine sau mi s-a părut? Dar cred că mi s-a părut. Oricum, i-am distrus patru, ceea ce e foarte bine și mai are două inimioare. Și acum mă duc repede pe el ca să-l bat, să-l fac să-i cruț puțin tel suferința, știi? Îi dau două capace peste mutră și aia a fost. Vino încoace, drăguțule! Hai că ți-ai luat și tu sabie! Dar are kill aura într-adevăr. Watch the report, pi, nu știu ce, kill aura. Bine că totuși un hit tot îi mai prind, ești nebun? Tot îi mai prind un hit acolo. Sunt curios dacă o să-și arge în kick înainte să-l omor de la server când mai dă cu kill aura aia. Lol. O, ce l-am bătut acum? Bă, ești nebun? Omul punea blocuri. În loc să continue să dea în mine, omul punea blocuri. Nu înțeleg ce încerca să fac acolo. Băi, bine că mi-a fost eliminat și tipul ăla galben. Nice. Nu știu ce au făcut ei pe acolo. S-au distrat, s-au jucat așa, ca prieteni, știi? O să-mi iau o sabie de fier. Nu o să-mi iau la început, așa cum de obicei îmi luam. Gen, întâi armură. O să-mi iau întâi sabiuța asta și stai așa să nu vină tipul ăla. Nu vine. Mă sperează că poate încerca tipul ăla să vină către mine. Mamă, ce se bat ăștia aici de impun? Deci uitați-vă cum se bat, băieți. Cred că e prima arenă în care... Bă, da, se spunează foarte greu la tipul ăsta. Cred că este prima arenă în care ăștia chiar se bat așa pe 500 de impun. Deja două echipe au fost eliminate în afară de cea pe care am eliminat-o eu, gen 3 cu tot cu asta pe care am eliminat-o cu tipul ăsta. Cred că e prima dată când se întâmplă chestia asta și cred că ar fi o arenă gen destul de repede câștigată dacă mă descurc așa cum trebuie, nu? Sper să fie o arenă repede câștigată dacă mă descurc așa cum trebuie. Ok, bam, am luat diamantele de aici. Hai repede cu sharpness-ul. Cu sharpness-ul la băiatul și mă duc fix pe tipul ăla roz, care și-a pus acolo că nici caiva chestii. Trebuie să bag gold-ul, fie antenă. Ba nu, mai bine mi-o armură, mă, frate. Mai bine mi-o armură și mi-aș lua un pickaxe, dacă ești. De așa să pun aici sharpness, că nu mai știam de ce venisem. Ok, și aș lua un pickaxe de-asta, mai casual, uite, stă un pickaxe. Să las că e bun și ăsta, nu o să moară nimeni. Că n-am pickaxe de fier sau mai știu ce. Uite așa, uite așa. Pac, mergem pe diagonală. Cum ar fi să le iau așa? Surprise! Surprise, motherfucker! Mă duc la el acolo. Nu vine nimeni? Nu vine nimeni. No one is coming, Santa Claus is coming. Bă, da, pare mai liniște decât ar trebui, nu știu, paranoic de fel așa. Adică pare că... Opa, l-am văzut. Ce faci, patroane? Ia, uite, îl văd acolo. Ce faci, patroane? A, nu mă vede. A, el nu mă vede. Bombă, fugi! Cum ăsta nu mă vede? Mom, deci nu-i înțeleg pe ăștia că nu se uită stânga-dreapta, stânga-dreapta, frate, că asta trebuie să faci ca să-mi vină alții pe insula ta, știi? Nu, omul a ieșit așa și că a intrat în bucătăria lui bunica sa, știi? Fără să te asiguri, stânga-dreapta, să vezi, să nu fii inamic ceva, nu, omul... Ia, uite, se bate cu altul acolo. Lol. Ce ai făcut? Voi l-ați văzut pe ăsta? What the fuck is wrong with you, mate? What the fuck is wrong with you? Golden apple. Hai, lasă mai bine un golden apple.
Așa, așa. Și mai luăm de aici niște lână. Bun, am eliminat pe unul. Aolo, stai un pic. Deci mai este ăla gri, ăla verde și ăla albastru. Nu pot să mă duc acum pe la gri că... Pui mei, mamă, ăla are diamante. Ha, mă, frate, pleacă de acolo. Vreau și o să mă duc unul normal și omul, uitați-vă cum stă acolo. Du-te-mă în altă parte, lasă-mă în pace. Opa, ăla să nu încerce să vină pe mine. Uite-l pe gri. Uitați-vă la el. Mă, dar cine te crezi, mă, tu? Super erou curului. Ia că mă duc așa. Super erou curului, ce te crezi tu, băi, fraiere? Ești nebun? Aolo, să nu mă împing acum, am voie. Și-au distrus patrulele între ei. L-am bătut și pe ăsta? Aha. Nu are lemn. Nu-mi place lemnul. Și acum îl bat! Băi, băi, adică despre ce vorbim? Ia uite, are și skin, mersi foarte mult de skin, chiar... Chiar îmi place. Hai cu gapple-ul și luăm și protection. Blue bed, lol, și-au distrus patrulele, numai eu mai am pat. Bă, frate, arena asta a fost prea ușoară, nu știu. Deci arena asta, fraților, cred că sunteți de acord că a fost gen prea ușoară. Bine, acum dacă nu-mi distruge nimeni patul, că dacă vine unul și-mi distruge patul, o să devină brusc, a, nu-mi distruge nimeni patul. Am înțeles. Deci oamenii și-au distrus patrulele între ei. Gen, și-au distrus patrulele reciproc. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat aici și acum cred că o să-l bat foarte... Foarte repede, dacă nu mă împinge. Oricum, tipul ăla e bun. Are armură de diamant și s-ar putea și sabie de diamond. Deci o să trebuiască să avem puțin tică grijă cu el. Mamă, câte diamante sunt aici. Mănâncă gapple. Ce faci, profesore? Opa, întoarce-te înapoi. Am foarte multe diamante și nu vreau să le ia el. El. Să nu le ia el, știi? Hai. Hello, my friend. How are you today? Păi, știi ce-și face? M-aș duce la mine pe insulă ca să-mi pun protecțiile astea. Și gata, ești nebun. Și că, fine. Nice. Omul e happy, happy, joy, joy. Gata, am luat 6 pentru armură. Fix de atâtea aveam nevoie. Și pe la ăla, roz, m-aș duce. Fuck. Aha, dacă gen continuați vine după mine, știți că ar fi murit în chinuri. În chinuri ar fi murit. Dar eu vreau aici să-mi iau și eu diverse chestiuțe, uite cum ar fi ar muri ca asta. Frumos, mai au niște solo upgrade-uri, uite un reinforced armor la băiatul aici. Nu încerca, nu încerca că n-ai voie, n-ai voie. Ia uite că încerc. Bă, frate. LOL. Deci, fraților, tipul ăsta chiar a încercat. Deci, om a avut rabbit jump-ul și a crezut că o să sară peste mine și chiar și om a speriat, dar l-am nimerit înainte să sară și a fost foarte bine. Bă, fraților, cam ăsta a fost episodul, a fost o arenă foarte rapid, așa cum mi-am dorit de altfel. Nu uitați să dați pe acolo foarte multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți să postăm multe clipuri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. V-am salutat pe toți, ceau, bă, pa, pa.